Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează vineri, începând cu ora 9, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc în municipiul Pitești, la Casa de Cultură a Studenților Corpul B, intrarea din strada Armand Călinescu. La această acțiune pot participa toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Mai multe firme din Mușcel și-au anunțat participarea la bursă, așadar și mușcelenii care sunt în căutarea unui loc de muncă au de unde alege. Anul acesta, Bursa Generală se organizează doar în municipiul reședință de județ. Așa cum se știe, mâine 20 mai, la ora 10, la sediu din Pitești, Casa Cărții, va avea loc o Bursă Generală a Locurilor de Muncă. S-a organizat doar la nivelul pentru județul Argeș, doar la Pitești, pentru că au fost cele mai multe locuri de muncă vacante, celelalte localități neavând suficient de multe locuri vacante oferite de angajatori. Dacă există angajatori din zona Câmpulung sau din celelalte zone care doresc să participe la bursă și nu au făcut-o până acum, o pot face chiar și astăzi, chiar și mâine, pot depune pe site-ul agenției sau pe faxul agenției oferta de locuri de muncă pentru ca mâine persoanele interesate să aibă un contact direct cu acești angajatori. La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, erau înregistrați 7834 de șomeri, rata șomajului fiind de 3,06%. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor, de 32,93%, urmați de cei cu studii primare, 25,39%, și de cei cu studii liceale și post-liceale, 17,44%.